Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Mergem mai departe cu tâlcâria liturghiei. Am vorbit data trecută despre, cine îți spune? Ectenia cea mare. O să vedem ce înseamnă și ectenile mici astăzi. O să vorbim despre antifoane și ectenile mici, care le auzim foarte des. Dar o să vedem ce semnificații au fiecare dintre ele. Mergem prima dată la antifon. Antifon înseamnă replică pozitivă sau ecou. Da? Adică, modică replică pozitivă. Cineva spune ceva frumos și tu încerci să-i spui ceva și mai frumos. Și tot așa spune ceva frumos, mai frumos. Un fel de dialog între oameni cu lucruri duhovnicești, cu chestii serioase. Dacă vreți, e exact inversul la injurii. Unul strântește în jurătură, eu trântesc alta și mai urâtă, alta și mai urâtă și așa se încaieră spiritele, se aprinde focul urii și a răutății. Asta e inversul. Antifoanele vor să aprindă focul bunătății și al dragostei, cu lucruri duhovnicești. Zice Sfântul Pavel în Efeseni 5, vorbiți între voi în psalm, laude și încântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului în inimile voastre. Adică, chiar și atunci când ne întâlnim, ia gândiți-vă când vă întâlniți cu prietenii, cu colegii, cu neamurile, despre ce vorbiți? Ce mai faci? Cum ești? Hei, Sfântul Pavel zicea, trebuie să vorbiți în psalm, în laude și în cântări duhovnicești. Adică, chiar și discuțiile noastre unul cu celălalt ar trebui să fie concentrate pe cele duhovnicești. Da? Ce mai faci? Cum? Păi da, mi-am cumpărat nu știu cum, nu știu ce haine, mi-am luat mașină, mi-am luat una, mi-am luat alta. Dar ce mai faci ar trebui să fie? Ce mai faci duhovnicește? Apoi mă mai rog, apoi m-am mai lăsat de rugăciune. De câte ori am întrebat chestia asta? Știți ce mult ne-am ajutat? Dar nu suntem obișnuiți. Din cauza obișnuinței de ce mai faci, numai așa de complezență și de lucruri exterioare și materiale, noi nu ne mai întrebăm ce mai faci în duhovnicește. Cum e sufletelul tău? În ce stare ești? Să știți, și dacă n-am primit niciun răspuns, însă și întrebarea asta deja l-a ridicat pe celălalt. Bă, uite că ăla-i pasă de mine. Dă-te că se gândește și la sufletul meu și eu nici nu m-am mai gândit în ultima vreme. De aceea e foarte important lucrul ăsta, să ne gândim și să vorbim între noi. În epoca primară, să știți, liturghia nu începea cu ectenia mare, cu binecuvântarea, cum a arătat data trecută aici, ci astea erau pe drum. Oamenii se întâlneau unii cu alții și pe drum spre biserică vorbeau între ei în psalm, în laude și în cântări duhovnicești. Și au un fel de pregătire până intrau în biserică și o să vedem imediat de ce. Deci se pregăteau pentru intrarea în biserică, apoi era un fel de replici cum sunt la două strane. Cântarea în biserică, în special la Sfânta Sofia, probabil că ați auzit că rușii s-au încreștinat, ducându-se la mai multe religii din lumea asta, și când au ajuns la Sfânta Sofia, în Constantinopol, au văzut o liturghie, cum să zic, dumnezeiască. Și ascultând, au zis, așa vrem să fim și noi, ne-am simțit ca în rai. Mă, i-o predica frumos, ea s-o cânta extraordinar. Dar aici ne-am simțit ca în rai. Iar la Sfânta Sofia erau două strane. Ce strane? Acolo unde își pun cântăreții cărțile, de este în același timp și locul unde stau cântăreții. În Sfânta Sofia erau două strane. Una era în stânga și una era în dreapta. Deci în dreapta și în stânga erau două strane. De ce? Pentru că era un fel de dialog. Antifoane erau niște replici. Odată cânta unul, odată cânta altul, odată cânta unul, odată cânta altul. Un verset unul, un verset altul. Și în felul acesta era ca un dialog, i-aș zice eu trialog. Adică preotul și cele două strane. Răspundeau la Sfânta Liturghie sau la Sfintele Slujbe în general în mod frecvent. Deci, după aceea, până în secolul al XIV-lea, la antifoane se cântau psalmii 91, 92 și 94. Noi astăzi ce avem la antifoane? Știți? Antifoanele noastre sunt foarte scurte. O să vedeți imediat. Primul este, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui, binecuvântat ești, Doamne, punct. În ziua de astăzi, versetul ăsta este un singur verset, primul, din psalmul 102. La praznici erau antifoane speciale, care alternau iarăși între un verset, de obicei erau din psalmii aceștia doi, psalmul 102 și 135, deja antifonul 1 era psalmul 102, antifonul 2 era psalmul 135.
Și se spunea un verset din psalm, se cânta un refren pentru rugăciunile născătoare, Dumnezeu miluiește pe noi. Se zicea un verset, se cânta alt refren la antifonul 2, mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu. Deci ăsta era repetat ca un refren tot timpul. Da, pentru că, v-am zis, din cauza lungimii slujbei și oamenii nu mai aveau timp, au început să se tot scurteze psalmii, tot mai puțin, mai puțin, până au rămas numai un singur verset. Antifonul 1, am zis, începe cu slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Și apoi, primul verset, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Aici aș vrea să subliniez ce zice în apel Sfântul Bartolomeu, că unii folosesc slavă, alții mărire. Și mulți se întreabă, care e diferența? Niciuna. Între slavă și mărire nu e nicio diferență, sunt sinonime. Doar că una vine pe filieră slavonă, cea cu slavă, cealaltă cu mărire pe filieră greacă. Și nu e nicio diferență de expresie. În al preasfințitului intră și în detalii, zice, cum le-a potrivit inclusiv muzicienilor la silabe. Slavă, da? Erau două silabe. Mărire, erau trei silabe. Cum îți potrivea, așa puneau cuvântul respectiv. Dar asta nu este nicio diferență. Vreau iară să subliniez faptul că psalmul acesta ne îndeamnă exact la ceea ce spuneam de la început. La rugăciunea de la început, dacă vă aduceți aminte. Toate cele din lăuntrul meu, numele cel Sfânt al lui. Hai, cu binecuvântare am discutat-o. Ce înseamnă să binecuvinteze sufletul meu pe Domnul? Să vorbească de bine despre Dumnezeu. Dar nu numai pe din afară, numai cu limba. Ci să ajungă până cele din lăuntru. Care cele din lăuntru omului? Sufletul, Duhul, mintea. Dar nu numai astea. Tot! Toate mădularele noastre. Tot lăuntrul nostru să-L binecuvinteze pe Domnul. No, cum facem treaba asta? Înseamnă să te adâncești acolo în lăuntru și să vedem imediat ce înseamnă adâncirea asta. Este un lucru foarte greu să știți. Mai ales în lumea de astăzi, care e o lume care trăiește la suprafață, care pune accentul pe lucrurile exterioare, e foarte greu să te adâncești în lăuntru. Psalmul 102 zice așa. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele din lăuntru meu numele cel Sfânt al Lui. Uitați-vă la tot firul, îl citim pe tot. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încumnează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți pofta ta, înnoi se vor cale vulturile tinerețile tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici până în viac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii? Așa milui Domnul pe cei ce se tem de El. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că vânt a trecut peste el și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște încă locul său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția sa peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei tari la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. O, ce cântare minunată! Prima dată, vedeți, e conștientizarea a cine e Dumnezeu și cine suntem noi și după aceea îndemnul ăsta ca împreună cu îngerii și cu toată fătura să-L lăudăm pe Domnul. Vedeți? Ne adună, după cuvintele prorocului David, ne adună mintea unde? Înăuntru nostru. Să conștientizăm pe unde ne aflăm și noi. Să nu rămânem împrășteați. Deci, e una când stai la televizor și vine la televizor sâmbătă, noaptea ta, e obosit și vii la liturghie și alta când citești psalmii ăștia și începi să te aduni, păi, cine-i Dumnezeu ăsta mare al nostru, cu care stau eu de vorbă? Ce-i împărăția asta în care intru eu acum? La unele mănăstiri, să știți, se cântă psalmul ăsta întreg. Tot, nu numai primul verset cum cântăm noi, se cântă absolut în întregime tot, psalmul 102,
La Mănăstirea Cristorei l-am ascultat de câteva ori, foarte frumos cântă el Maicii acolo. Îmi pare că vrea să nu se mai termine, așa de frumos e, cu binecuvântările acestea. Apoi, Sfântul Ioan Gură de Aur zice că în biserică ar trebui să cânte toată lumea. Ei, aici noi n-am prea fost obișnuiți, pentru că în timp, dezvoltându-se cele două străni, au venit cântăreți de performanță, deci ăștia experți, și au pus stăpânire pe strană și au cântat numai ei. Oamenii acum au început, nu, stați ca la spectacol, și bucle, stăceți din gură, nu mai cântați, că nu cântați perfect. Ăștia cântă perfect, lăsați-i pe ei să cânte. Și unii, din păcate, până în ziua de azi, au o idee asta, că numai strana trebuie să cânte. Și atât, nu. Strana, de fapt, trebuie să dirigeze întreaga biserică. Să ducă, într-adevăr, tonul mai tare, ar trebui să cânte mai tare decât strana niciodată. Da? Să cânte mai tare, să ducă linia melodică, dar trebuie toată lumea să cânte. Uitați ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic nu înalță atât de mult sufletul și de aripi, eliberându-l de grijile lumești. Nimic nu scapă de patimile trupești, făcându-l să trăiască domnicește și ocolind lucrurile materialice, decât o cântare armonioasă și un in ritmat dumnezeiesc. Psalmii pot aduce multe foloase domnicești, mult câștig și multă sfințenie, devenind chiar temelia vieții spirituale. Ia auziți! Ce pot să facă psalmii și cântarea domnicească? Pe de o parte, cuvintele imnelor curăță sufletul. Deci când cânți domnicește, îți cureți sufletul și pe de alta, Sfântul Duh intră în acesta și îl sfințește cu cântarea. De ce credeți că Arie folosea cântarea ca să-și pune doctrina lui stricată despre Iisus Hristos? Pentru că știa că se deschide sufletul. Când omul cântă, îl deschide și sufletul, nu numai gura. Și să știți, până în ziua de astăzi am mai făcut noi studii despre muzică. Oamenii care știu să folosească muzica, o folosesc chiar uneori împotriva oamenilor. Să-i manipuleze pe oameni. Cu anumite muzici, le bagă texte în cap, le bagă ritmuri în cap, prin deschiderea inimilor prin muzică. De aceea e foarte important să cântăm duomnicește. Când spunea cineva, păi îmi vin în cap tot felul de melodii pe care le aud într-o parte sau în alta, fie pe stradă, fie pe tramvai sau... Bun, ascultă mai multe duomnicești ca să-ți vină alea. Și noaptea în somn ar trebui să ne vină cântările duomnicești în cap. No. Dar asta înseamnă exercițiu. Apoi, ce sunt ectenile mici? Niște repetiții. O ectenie mică începe cu iară și iară în pace Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, și după aceea, ăsta e începutul, dacă vreți, ca la ectenia mare, și doar ultimele stihuri din ectenia mare. Apără, mântuiește, miluiește, ne păzește pe noi Dumnezeule cu harul tău, ne încadrăm cu sfinții, adică pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, împreună cu toți sfinții să o pomenim, și concluzia cu ecfonisul. Dar înainte de concluzie este o rugăciune și o să avem imediat și despre rugăciunile acestea pe care unele biserici le spun cu voce tare, altele le folosesc în taină sau le spune preotul în șoaptă, în altar, credincioșii nu le aud. O să vedem și despre asta. Ce sunt ectenile mici? Niște repetiții. Și uneori oamenii spun, mă, dar tot se repetă. Mai ales în biserica ortodoxă, sunt foarte multe lucruri care se repetă. Da? În alte denominațiuni, să nu zic altfel, nu seamănă o duminică cu alta. Nimic. Nu seamănă nimic. Totul e nou. De ce în biserica ortodoxă e repetiția asta? Culmea este, zice în altul Bartolomeu, cam de 300 de ori pe an se face aceeași liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Cu excepția când sunt liturghia Sfântului Vasile sau în post liturghia darurilor mai înainte sfințite. Sau câteva zile aliturgice în care nu se face deloc liturghie. Deci cam de 300 de ori pe an, exact aceeași liturghie. Diferă doar Apostolul și Evanghelia. Alea se schimbă. În rest, aceeași liturghie. Nu-i plictiseală? Ba cum să? Orice repetiție este plictiseală dacă omul nu se adâncește. Și o să vedem imediat, în altul Bartolomeu are niște lucruri extraordinare la ce înseamnă repetiția ca și chestiune de artă, ca și figură de stil. Și o să vedem imediat. Charles Peguy zice că poți să descoperi noul pe același traseu. Zice, mă duceam pe același traseu în fiecare zi și zilnic vedeam altceva. De ce? Pentru că intram în detaliu și adânceam ceea ce vedeam. Chiar dacă mergi pe același drum, în fiecare zi, nu, apare rutina. Ei, dacă nu te interesează nimic din prejur, te duci mecanic și nu observi nimic nou, că nu te interesează. Dar dacă vrei să le adâncești, uitați-vă cum mergi cu mașina. Nu, treci rapid.
Dar dacă mergi pe jos, mergi mai încet un pic, începi să vezi alte detalii. Bă, stai un pic, asta n-am observat când am trecut cu mașina, că am trecut cam repede. Dacă eram obișnuit. Apoi, când trecem pe anumite lucruri, se creează în mintea noastră niște căi neuronale. V-am mai spus eu de lucrul ăsta. Uite, asta face și patima sau păcatul. Creează în mintea ta niște căi neuronale, că acolo ești fericit. Și acolo te duci ca pe topogan. Dacă vreți, gândiți-vă pe un câmp. Este o cărare bătătorită. Pe aia mergi foarte ușor. Da? E bătătorită, ai spațiu, nu te împiedică nimic, te duci pe ea. Că te-ai obișnuit. Când vrei să schimbi cărarea, trebuie să mergi prin iarbă mare, nu vezi ce e acolo, mergi mult mai greu. Dar în timp, dacă tot repeți, vezi de ce e importantă repetiția, tot repeți, poți să schimbi cărarea. Să crească iarbă pe aia bătătorită, știi, e destul de greu, vezi că nu crește de azi pe mâine. Dacă nu umbli 3 zile sau o săptămână pe o cărare, nu înseamnă că crește iarba pe ea. De asta, în biserică, noi trebuie să ne înfrânăm de la păcate și de la patim, dar nu e suficient. Trebuie să creăm alte căi neuronale în mintea noastră cu cele bune. Și ce sunt astea? Păi rugăciunea, scriptura, postul, discuțiile duhovnicești, cărțile duhovnicești, nu fac altceva decât să ne îndrepte mintea spre cele bune. Cât? Atâta să le tăt bătătorim până când se obișnuiește mintea noastră și merge ușor pe ele. În psihologie, învățatul se face cum? Cum învățăm? Prin repetiție. De ce prin repetiție? Uitați ce zic psihologii. Pentru aprofundarea învățăturii, creierul are nevoie de repetiție și de o prelucrare a informației pe canale senzoriale multiple. Ia uziți. Deoarece asta duce la consolidarea conexiunilor dintre neuroni. Deci în mintea ta, dacă repeți, începe să se lămurească, Părintele Gelul ne-a învățat de multe ori, măi, dacă nu înțelegi un cuvânt, învață-l pe de rost. Adică tot repetă-l și avându-l după aia în cap, poți să-l rumeci. Ce înseamnă să rumeci? Sau că l-ai acolo și începi să intri în detalii. Asta e repetiția care îți dă efectiv înțelesul lucrurilor. Uitați-vă la un copil. Cum îl înveți pe copil? Tot repeți, tot repeți, tot repeți. Mai zic câte unii. Voi nu vezi că face gălăgie. Mă gândeam astăzi. Fiecare dintre noi avem nevoie de un timp ca să fim liniștiți și concentrați în biserică. De un timp, petrecut. Nu știu, să zic 100 de ore. Hai zic, 100 de ore. 300 de ore, cât vreți dumneavoastră. Ei, dacă tu i-ai dat la copil 100 de ore și l-ai ținut acolo, că face gălăgie, că nu face. După 100 de ore, după 300 de ore, s-a obișnuit. Nu mai face gălăgie, e liniștit. Dacă zici acum, păi l-am ținut o jumătate de oră, nu mai are răbdare biserică, începe să facă gălăgie, îl scot afară. Ce faci? Îi prelungești timpul de obișnuință în biserică. Și atunci, în loc să se obișnuiască în 2-3 ani, să zic așa, se obișnuiește în 10 ani. Sau mai mult. Ia, hai să ne gândim la noi. Și mă gândesc la mine. De câte ori m-am plictisit în biserică? Da, au fost, recunosc lucrul ăsta. Nu le-am înțeles de la început. Ce de la început? Că nici după ani de zile nu le-am înțeles multe. Nu numai că nu le-am înțeles, nici nu m-am putut concentra la multe dintre ele. Dar tot ducându-mă mama, că vreau, că nu vreau. Mai chiuleam pe aici, pe acolo. Dar obișnuindu-mă, mintea obișnuindu-se cu rugăciunea, cu cântarea domnicească, începând să cânt și eu să mă intereseze, mă, dar ce spune preotul acolo, dar ce spun cei de la stradă, nu pot și eu să cânt cu ei împreună? Am început să înțeleg treptat, pas cu pas, anumite lucruri. De asta e foarte mare nevoie de repetiție. Mă duc mai departe, uitați-vă ce rol are repetiția în artă. În muzică, de exemplu, ați auzit de melodia Bolero. E foarte cunoscută. N-ați auzit de ea? Uite, acolo am pus partitura pentru cei care știu. Și aici avem un pic și de replică a melodiei. Melodia asta, asta e toată partitura. Da? Ia uziți un pic. Începe un rit care bate și care ce face? Ascultați-mă. Ritmul ăsta, tâc, 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 tâc. Merge până la sfârșit. Da? Vreo 20 de minute merge într-una. Ăsta nu se mai oprește. Toboșarul tot așa. Același ritm bate. Repetă la nesfârșit. Intră prima dată flautul, cântă toată partitura. Toată. Și după aceea, intră oboiul. Și aceeași partitură, o repetă din nou. După aceea intră fagotul. Și iarăși aceeași partitură. De 18 ori se repetă aceeași partitură în toată piesa asta. După aceea intră viorile, intră celelalte instrumente, până la sfârșit este ceva extraordinar cu ce?
cu o repetiție. Devine plictisitoare? Chiar deloc. E din potrivă, e fascinantă. Vă las așa în fundal să meargă, să vedeți. Cei care știți partituri, nu mă urmăriți. Să vedeți. Exact așeași temă melodică repetată. După aceea, uitați-vă la Constantin Brâncuș. Ce face? O artă cu repetarea unei figuri de stil. Ce figură e acolo? Figură geometrică. Un fel de rombe, da? Aici sunt unii artiști care spun că de fapt acolo știi ce este? Sunt niște sicrie. Când am auzit prima dată, cum să fii sicrie? Da, zice, fiți atenți! Sunt sicriile înaintașilor noștri, puse unul peste altul, ca să vedeți ce genial a fost Brâncuș. Cu repetiția, puse sicriile peste altul până când, până în vârf. Și în vârf este unul care cum e, la jumătate, e deschis. Dar zice, ăla e sicriul tău, și am eu. Care e deschis spre ce? Spre împărăția lui Dumnezeu. De aceea legătura, vedeți, în liturghie, noi nu putem face liturghie fără sfinți, fără sfinte moaște? Toată ortodoxia este construită pe sfinți, pe înaintași. Noi nu ne putem separa de ei. Deci genialitatea lui Brâncuș pentru o sculptură în lemn. O adus veșnicia. Știți cum se numește? Coloana infinitului. Adică clădirea asta merge la nesfârșit. Repetiția asta de morți. Nu sunt morți care îi îngropăm și ajung în neființă, neant. Sunt morții vii al lui Dumnezeu, care se unesc cu Hristos prin Sfânta Liturghie și care se așează la temelia bisericii noastre. Da? Noi pe ei ne bazăm. Extraordinar. Apoi, uitați-vă în portul popular românesc. Sunt niște teme care se repetă. Ei spun că elementele plastice sunt dispuse conform principiilor de bază ale compoziției decorative. Care sunt principiile de bază? Ia uitați, au trei principii de bază. Repetiția, alternanța și simetria. Nu-i frumos portul românesc? Chestii simple. Da, dacă observați, cruciulițele sunt prezente mai peste tot în portul românesc. Și nu-i deloc întâmplător lucrul ăsta. Dar o să ziceți, bă, niște figuri geometrice simpluți, acolo, naive, probabil că erau și naive. Dar însăși repetarea asta lor dă o frumusețe și o artă extraordinară. Mergem mai departe. Rugăciunea inimii. Ce face? Îl pune pe om să zică, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. De câte ori? De 100, de 200, de 300, de 1000. De ce? De ce e nevoie de repetiția asta? Hai să ne gândim. De ce e nevoie de repetiție? Nu te plictisești tot zicând, Doamne Iisuse? Tot același lucru? În cazul ăsta, prin repetiție, la un moment dat nu va mai fi nevoie să o zici oarecum voluntar, ci creierul tău va zice simplu. Nu mai zici voluntar, ci începe să se obișnuiască și prima dată o zice mintea. Zice, și rugăciunea minții se mai numește. Dar uitați-vă, asta înseamnă adâncirea în Biserica Ortodoxă. Înseamnă, tot repet până intră în creier, adânc acolo în cap. Și după aceea, dacă omul stă atent la rugăciune și cu mintea, rugăciunea asta se coboară în inimă, asta înseamnă adâncirea. Cu harul Duhului Sfânt se coboară în inimă și începe inima să bată și să respire plămânul pe această rugăciune repetată la nesfârșit, în care noi ce facem? Îl recunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, ne recunoaștem pe noi păcătoși că avem nevoie de mila Lui. Înțelegeți? De aceea în Biserica Ortodoxă se repetă lucruri. De fapt, baza tuturor repetițiilor din liturghie și de peste tot, sunt rugăciunea inimii. Ne învățați să spunem, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Atâta să repetăm până mintea noastră se obișnuiește, inima noastră se adâncește în așa măsură încât nu se mai desparte de rugăciune. De aceea se repetă. Și acum știți ce zicea Quintilianus, că repetiția este mama învățăturii. Da, dacă e mama învățăturii ăsteia, cum să zic, materiale, fizice, cerebrale, nu cu atât mai mult e mama învățăturii cele duhovnicești. Ne învățăm duhovnicești repetând, să știți. Liturghia atât de înaltă, încât oricărui om ia ani de zile să se adâncească în ea. De aceea nevoie să se tot repete, să se tot repete.
Zicea în altul Bartolomeu, nu știu câte mii de liturghii am slujit la viața mea. Și de fiecare dată găsesc ceva fascinant când slujesc liturghia. De fiecare dată. Plictiseala când vine? Când omul are un gol sufletesc. Adică undeva te-ai rupt. Da, intri în liturghie și la un moment dat a apărut un gând. Bă, a zburat o pasăre pe acolo. Du, eu sunt cu gândul la pasăre, da, m-a înflorit o floare dincolo, m-am dus, s-a dus mintea mea să o rup de liturghie, tu numai că te plictisești. Că tu nu mai ești adâncit. Când mintea ta nu se adâncește în cele din lăuntru ale sufletului, deja nu mai ești atent și apare golul sufletesc și apare plictiseala. De aceea, când vă plictisiți, înseamnă că undeva v-a scăpat atenția, să știți. Și ce trebuie să faceți? Doamne, iartă! Înapoi! Hai să aduc mintea înapoi la liturghie. Să mă concentrez din nou pe ceea ce se întâmplă aici. Zicem, iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. Asta înseamnă că ne adâncim în starea de pace, în care de la început am fost chemat să o avem, și ne adâncim în starea de rugăciune a minții și a inimii. Aici începe toate ectenile mici, ne aduc aminte să nu cumva să lăsăm mintea despărțită de inimă, ci să le unim pe amândouă. Noi în lumea care trăim, din păcate, ne despărțim mintea de inimă. Nu mai trăim cu inima cele din jurul nostru, trăim numai cu mintea, cele exterioare. Ei, repetițiile acestea ale ectenilor mici ne aduc aminte, iară și iară în pace. Hai să ne liniștiți, hai să ne liniștiți, hai să ne adâncim. Nu vă mai gândiți la cele din afară, ia adânciți-vă cele dinăuntru. Novela 137, capitolul 6 a împăratului Justinian spune așa: toți episcopii și preoții, nu în taină, ci cu voce tare în auzul poporului, să facă dumnezeiască proaducere, ca nu cumva poporul să rămână din ce în ce mai străin și mai opac față de partea ce revine preotului, adică tocmai de ceea ce este esențial și fundamental în acțiunea liturghiei. Asta se referă în special la rugăciunile de taine pe care vă spuneam că sunt spuse în șoaptă la unele biserici. Noi le zicem cu voce tare. Tocmai din principiul acesta. De ce? La sfârșitul ecteniei mici, înainte de concluzia finală, care este numită ecfonis, este o rugăciune. Și rugăciunea asta ar trebui să se zică de taine și o să explicăm și rugăciune, să vedeți ce adânc înțeles au aceste rugăciuni, care sunt destul de scurte. Prima rugăciune zice așa, adică a doua, că prima a fost la ectenia mare: Doamne Dumnezeu nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale. Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta și nu ne lăsa pe noi cei ce ne drăjduim întru Tine. Acum, ce observăm aici? Prima dată, poporul Tău. Care e poporul lui Dumnezeu? Că în Vechiul Testament poporul lui Dumnezeu era un popor evreu. Dar în Noul Testament nu mai e poporul evreu. Sunt toți creștini. Uitați-vă ce zice Sfântul Petru. Voi sunteți seminția aleasă, preoție împărătească, neam sfânt. Popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiți în lume bunătățile celui ce va chema din întuneric la lumina sa cea minunată. Voi, care odinioară, nu erați popor. Deci evreii împărțeau lumea între noi și păgânii. Păgânii nu sunt popor. Iar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Exact de aici e cuvântul ăla. Poporul lui Dumnezeu. Voi, care odinioară, n-aveați parte de milă, iar acum sunteți miluiți. Deci Hristos, prin venirea Lui, prin jertfa Lui, ce ne face? Ne face poporul lui Dumnezeu. Ne face frați într-o altă, nu numai români și greci. Toți din toată lumea care credem în același Hristos, care îl slăvim și ne împărtășim cu același Hristos, care, dacă vreți, mâncăm același trup și bem același sânge al Lui, suntem frați. Și toți suntem poporul lui Dumnezeu. Prin păcat, omul pierde moștenirea. În rugăciune ziceam să binecuvinteze moștenirea ta. Ce e aia moștenire? Cuvântul e foarte important și aici. Moștenirea e pierdută prin păcat. Care era moștenirea? O primit-o Adam, la început. Prin botez, Adam redevine fiu. Sau omul redevine fiu. Noi prin neascultarea lui Adam ne-am rupt de Dumnezeu, am decis de bună voie și liber consimțit că nu vrem cu Dumnezeu. Da? Am plecat de acasă. Pentru că nu vrei cu Dumnezeu, înseamnă că nu vrei moștenirea Lui. Deci noi am refuzat moștenirea. Hristos vine și zice, mă, oamenii ăștia nu vor să moștenească, să fie moștenitori ai mei. Hai să-i învăț, hai să le arăt. Și de aceea se întrupează, de aceea moare și înviază, se înalță și ne dă liturghia, pentru că prin liturghie noi devenim fii al lui Dumnezeu și moștenitori.
Uitați-vă ce zice Sfântul Pavel în Roman, capitolul 8. Duhul însuși mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem fii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem fii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Deci apune o condiție. Cum ești moștenitor? Dacă pătimim împreună cu El, ca împreună cu El să ne și preamărim. Deci ai intrat în biserica lui Hristos. Trebuie să te pregătești, să rabzi, să pătimești, să suferi. Zicea o cântare a fratului Traian Dorz. De jertfă gata oricând să fiți, și aici atenție, și chiar de nu va trebui adusă, răsplata ei în cer o să o primiți. Deci și dacă nu vei trebui să pătimești, să rabzi chinuri ca și creștinii din primele veacuri, sau ca vremea comunistă, sau ca vremea de pe urmă, tu trebuie să fii gata aduce jertfa asta, să fii pregătit pentru suferință. Dacă ești pregătit, ești dispus să suferi pentru Hristos, asta înseamnă că tu ești moștenitor, adică vei primi răsplata. Care e moștenirea? Am găsit icoana asta frumoasă, care potrivește cu Matei, capitolul 25, versetul 34, ne spune care e moștenirea. Veniți binecuvântați Tatălui meu, moșteniți împărăția pregătită vouă de la temerea lumii. Ia gândiți-vă că la sfârșitul veacului Hristos îl vom vedea cu Maica Domnului, cu Sfântul Ioan Botezătorul, cu toți sfinții, ne va zice tuturor, veniți și moșteniți împărăția, pentru că pentru voi s-a pregătit împărăția. Asta e moștenirea. Dacă vreți, tot în capitolul 25, cei care sunt respinși, la care spune plecați de la mine, unde? În iadul cel veșnic, care e gătit pentru cine? Pentru diavol și pentru îngeri. Nu e gătit pentru oameni. Iadul nu e făcut pentru oameni. Numai cei care aleg să nu moștenească împărăția, adică să nu fie fii al lui Dumnezeu, ei decid să neargă în iad care nu a fost gătit pentru ei, a fost gătit pentru demoni. Rugăciunea a doua zice așa: Doamne Dumnezeu, nostru mântuiește poporul tău și binecuvântează moștenirea ta, am discutat asta. Și partea a doua zice așa: plinătatea bisericii tale o păzește. Ce e plinătatea bisericii? Și apoi, sfințește pe cei care iubesc podoaba casei tale. Astea două cuvinte le subliniem. Plinătatea și podoaba. Plinătatea înseamnă deplinătatea bisericii. Cum e biserica deplină? Sau când e deplină biserica? Când e plină de oameni. Are Sfântul Ioan Gură de Aur și aici un cuvânt foarte interesant la Paști. Zice, biserica e mireasa lui Hristos. Zice, o, ce frumoasă ați făcut-o de Paști. Are trena ei lungă, 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 formată din voi, oamenii. Dar zice, de ce o lăsați în afara Paștilor dezbrăcată? Ce de Paști e ca o mireasă împodobită. Și în afara Paștilor dezbrăcată. Că nu mai veniți. Numai de Paști sunt așa mulți oameni și întotdeauna a fost așa. De Paști, trenă lungă de oameni, da? Ca o rochie de mireasă. Și în rest, puțin timp. Uitați-vă la ce importanță are deplinătatea. Este și sfințirea membrilor sau membrilor, noi suntem toți mădulare ale trupului Hristos, dar și unitatea lor. Nu suntem desăvârșiți, nu suntem sfinți, niciunul dintre noi. Dar suntem pe calea sfințenii. Atâta vreme cât stăm în biserică și ne se tot repetă cuvintele Evangheliei, ne se tot repetă rugăciunile, se tot repetă liturgia, se tot repetă împărtășania, la fiecare repetare din asta noi mai creștem un pic, ne mai sfințim, ne mai ridicăm, chiar dacă nu observăm la modul fizic, să zic așa. Noi creștem prin simpla noastră prezență și prin activitatea noastră în biserică, noi creștem duhovnicește. Când ne expunem, e adevărat că trebuie să fim atenți. Cu cât suntem mai atenți, crește mai repede. Apoi, podoaba ce înseamnă? De la curățenie, ia auziți, oameni care iubesc curățenia sunt pomeniți aici. Aici, până la icoane, împodobirea cu icoane a bisericii, la veșminte, la obiecte sfinte și la ctitor, la cei care construiesc biserica. Toți sunt cei care iubesc podoaba casei Domnului. Cum ar trebui să iubim podoaba casei Domnului? Păi cel puțin mai mult decât casa noastră. Acum ia uitați-vă cât investim la noi acasă. În curățenie, în lux, în aranjamente, toate să fie ordonate și cât investim în biserică. Apolați că e treaba lui popa, nu treaba mea cât investesc eu la biserică. Nu? Cât de mult îmi pasă de ce se întâmplă în biserică? Păi asta nu e casa preotului, asta e casa lui Dumnezeu, în primul rând, a căror copii suntem noi. Acum e adevărat că copiii cam se eschivează de la curățenie. Da? Copiii mai chiulesc de la curățenie. Aia mai mari și mai
serioși, ăia se străduie să facă. Să iubească podoaba casei Domnului. Și acum aici aș face și o diferență. E una să respecti biserica, să mergi din când în când la ea, mă duc, eu mă mai duc la biserică, nu am nicio problemă. Și alta să o iubești. De aceea Sfântul Ciprian al Cartaginei zice, cine nu are biserica drept mamă, nu-l poate avea pe Dumnezeu drept tată. Și eu când aud pe câte ori, eu mă rog și acasă. Eu mă duc în altă, eu mă mai duc la biserică, din când în când așa. Mă, nu ne ajungi. Trebuie să simți că biserica e a ta și că tu aparții bisericii, aparții unei biserici. Ești mădular al acestei biserici. Nu, exact cum degetul, știu cum aparține. Mi-aparține degetul ăsta mie, sau nu? Nu mai pot uita din când în când pe acasă. Mai pot? Nu pot! Exact așa e biserica. De aceea unii din părinți spun că liturgia nu este de plină dacă nu sunt toți membrii ei prezenți. De ce suferință ar trebui să avem noi? Apoi, Dumnezeu trimite puterea sa, asta e zice în rugăciune, peste cei care iubesc biserica, nu care vin din când în când, și mărturisesc mântuirea adusă de Hristos. Deci astea două aspecte. Finalizarea rugăciunii este ecfonisul, care îl auzim cu toții, cu voce tare. Ca ta este stăpânirea, ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Ce înseamnă asta? Că cererile dinainte din rugăciune și le poate îndeplini. Asta e concluzia. Nimeni nu poate face aceasta, adică să împlinească cererile dinainte, decât cel care are. Păi de unde să avem noi stăpânire? De la El. Ne stăpânim noi pe noi înșine. Nu ne putem stăpâni pe noi. De unde să avem noi împărăția? De la El care o are. De unde să avem noi puterea? De la El. N-avem cum să avem noi, am eu putere. Zicea Părintele Iosif Trifa, când oamenii se hotărăsc să se lase de patim, fără Hristos, reușesc numai o perioadă de timp. Până nu îl pui pe Hristos care să-ți dea putere să te lași, nu reușești de plin să scapi de El. De asta e nevoie, când ai înțeles calea lui Dumnezeu, să chem pe El în ajutor, să te unești cu El, să vezi că El vine să te ajute. Mergem mai departe la Antifonul 2. Antifonul 2 zice, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și curvea și în vecii vecilor, amin. Și uitați-vă atenție. Unul e născut Fiului și Cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și Purura Fecioară Maria, care neschimbat te-ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moarte pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Ești. Toată partea în afară de final, de la virgulă până la punct, la ultima propoziție, este o preamărire a lui Dumnezeu. Finalul este doar o rugăciune. Mântuiește-ne pe noi. Cine acest Dumnezeu? De aceea am zis înainte că rugăciunea dinainte, trimite puterea peste cei care iubesc biserica și pentru cei care mărturisesc mântuirea adusă de Hristos. Asta e mântuirea adusă de Hristos. Nu e întâmplătoare. Și uitați-vă, Antifonul 2 erau, v-am mai zis, erau numite și cântări profetice. Era Psalmul 135. Și acest Psalm 135 se spunea un verset și apoi se punea unul e născut Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, care refren. Da? Apoi, iar se spunea versetul 2, lăudați pe Dumnezeu, Dumnezeu, că veac este mila lui, iar unul e născut. Se mărturisea de câteva zeci de ori această, cum să zic, elogierea lui Hristos, această mărturisire de credință. Că uitați-vă, părinții bisericii spun că este inspirată din anatema 10 a Sinodului 5 ecumenic. Știi ce înseamnă anateme? Când sunt de blesteme, aruncate peste cei care cred strâmb. Deci, care nu cred complet. Mă spuneam și alte date. N-ajunge să crezi în Dumnezeu. Trebuie să crezi în adevăr. Să-L mărturisești pe Hristos, să te închini lui Hristos în Duh și în adevăr. Și aici uitați-vă. Anatema 10 a Sinodului 5 ecumenic în anul 553 zice așa. Dacă cineva nu mărturisește că Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a răstignit cu trupul, este Dumnezeu adevărat și Domnul al Slavei din Sfânta Treime, să fie anatema. Asta e în special împotriva lui Arie și a celor care ziceau că nu este Dumnezeu adevărat și nu face parte din Sfânta Treime. Exprimate sub formă de rugăciune,
Această mărturisire de credință sintetizează învățătura cristologică a bisericii, așa cum a fost ea definită de către sinoadele ecumenice de până atunci. Ia uitați-vă. În tot imnul acesta antifonului 2 sunt câteva, trei idei esențiale ale învățăturii, deci din 5 sinoade ecumenice. Uitați-vă. Primul. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, unul născut. Deci unul născut, singurul născut. Nu mai născut Maica Domnului alți prunci. Da? Este unul născut din Tatăl. Da? Nu este făcut de Tatăl, este născut din Tatăl, înainte de veci, din Tatăl și de o ființă cu El. Nu e mai mic sau mai mare, cum zicea Arie, că e mai mic. Nu, de o ființă cu El. S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, n-a fost o naștere obișnuită, da? Și s-a făcut om, nu aparență, nu de ochii noștri, chiar a fost om real. Asta e de la Sinodul de Ecumenic. 2. În persoana lui Iisus Hristos, firea dumnezeiască și firea omenească sunt unite ipostatic. Adică El este și om și Dumnezeu în același timp. Nu este numai Dumnezeu, cum zic unii, că a înghițit firea dumnezeiască, a înghițit firea omenească și El e numai Dumnezeu. Nu. Este și om și Dumnezeu în același timp. Neamestecat și neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit. De aceea, Fecioara Maria este născătoare de Dumnezeu sau Teotocos. Asta s-a discutat la Sinodul 3 și 4 Ecumenii, din 431 și 451. Deci nu noi am inventat cinstirea Maicii Domnului, ci la aceste sinoade ecumenice. Și 3. Iisus Hristos este persoana din veci a Fiului lui Dumnezeu, care unul din Sfânta Treime, care a asumat firea umană și a murit în trup pentru mântuirea noastră. Deci nu a fost o moarte aparentă, nu a fost numai de ochii noștri. Asta la Sinodul 5 ecumenic. Bun. Mergem mai departe. Rugăciunea de la Ectenia a treia, rugăciunea a treia, deci Ectenia a treia, iarăși în pace se repete din nou. Zice așa rugăciunea. Cel ce ne-a dăruit nouă aceste rugăciuni obștești și împreună găsuite, cel ce și la doi și la trei, care se unesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile, însuși și acum. Împlinește cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne nouă în viacul de acum cunoștința adevărului Tău. Și în cel ce va să fie, viață veșnică dăruindu-ne. Hai să intrăm un pic în esența rugăciunii. Am subliniat câteva cuvinte acolo. Ne-a dorit aceste rugăciuni obștești. Ce înseamnă rugăciuni obștești? Comune. Adică te poți ruga și acasă. Să zicea cineva, niciodată nu te voi putea ruga acasă, așa cum te rogi împreună cu toți frații și nici de cum nu vei putea să faci liturghia, care e cel mai înalt mod de a te adresa, de a sluji, de a te închina lui Dumnezeu. Nu poți să faci acasă. Nu se poate compara. Asta e darul lui Dumnezeu. Acasă poți să faci și cu cuvintele tale. În liturghie nu mai poți. Asta e. Inspirate de Dumnezeu, v-am arătat în prima întâlnire, inspirate de Dumnezeu lui Moise, cum se slujea în cer și după aceea arătată prin Domnul Iisus Hristos, care s-a făcut El arhiereu veșnic. Da? Aceste rugăciuni împreună găsuite sunt dăruite de Dumnezeu. Cui? Celor care se unesc. Dacă doi sau trei se vor uni și vor cere ceva în numele meu, eu voi fi acolo. Bun. Apoi, ai făcut să ne împlinești cererile. Și acum împlinește cererile. Care cereri? Și aici e interesant sublinierea. Cele de folos. Că nu, Doamne, dă-mi amul ce îmi place mie. Ce cred eu că vreau? Nu. Doar cele de folos. Vă zic, Doamne, facem, hai părinte, fără liturghie că trebuie să-mi iau BMW. Nu merge, nu. Nu potrivește, nu? Cererile, cele de folos. Păi de unde știm noi care sunt cele de folos? Păi nu știm. Noi bănuim numai. Citind Scriptura, citind pe Sfinți, bănuim care sunt de folos. De aceea, n-ar trebui să ne întristăm când Dumnezeu nu răspunde la o rugăciune. Ce ar trebui să spunem, Doamne, facă-se voia Ta. Înseamnă că nu a fost de folos sau înseamnă că Tu mai amâi o vreme împlinirea cererii mele. Apoi, uitați-vă cum se termină rugăciunea. Dându-ne în veacul de acum, cerem ceva pentru acum și ceva pentru veacul ce va să fie, pentru viitor. Ce cerem în veacul de acum? Cunoștința adevărului Tău. Ce înseamnă cunoștința adevărului? Ioan, capitolul 17, zice, aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Haide, asta e un lucru foarte înalt. Când îl cunoști pe Dumnezeu cel adevărat, ce faci? Intri în viața veșnică. Dacă nu-L cunoști, care e Dumnezeu cel adevărat? Exact acela mărturisit în Antifonul 2. Unul născut din Tatăl, da? Și apoi, pentru viața, pentru ce va să fie, cerem viață veșnică.
nu-i cam mult de îndrăzdeală? Adică, Doamne, pentru două ceasuri de liturghie eu vreau viața veșnică. Hai că mă mai duc în fiecare duminică, mă duc. Hai că tătă viața. Dar noi cam puțin pentru ceea ce cerem. Cum de avem îndrăzneala asta? Noi știm că suntem păcătoși. Știm că suntem răi. Pentru două ore de slujire lui Dumnezeu cerem viață veșnică? Sau hai să zic două ore pe săptămână. Sau dacă mergem mai des, pentru șase ore pe săptămână, viață veșnică? Nu mi se pare că un pic cam diferența enormă, nu mare, enormă. Ca și cum mai zice, domnule, îți dau 5 lei, vindem planeta Pământ. Și comparația e mică față de ceea ce cerem noi. Cum de avem îndrăzneala asta? Cum îndrăznim să cerem așa ceva? Zice Ecfonisul, cu care se termină rugăciunea. Ca să vedeți că rugăciunile sunt foarte strâns legate de Ecfonisul, de astea concluziile care sunt la final. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Deci cum avem îndrăzneală? Pentru că știm bunătatea Lui și iubirea Lui de oameni. Știm că asta dorește El să cerem de la Dumnezeu. Și am zis ca și concluzie. Bunătatea Domnului ne dă îndrăznire să-L cunoaștem ca singur Dumnezeu adevărat, deci nu mai este altul, și să dorim viața chiar dacă suntem conștienți că nu merităm. Asta face Dumnezeu cu noi. Asta face bunătatea și iubirea Lui, dacă o conștientizăm. De aceea strigăm, Ecfonisul ne zice că se spun cu voce mai înaltă, voce mai tare decât celelalte. Strigăm, Doamne, Tu ești bun și iubitor de oameni. De aceea avem îndrăzneală să cerem de la Tine. Cu ce începe cunoașterea? Ca să vedeți introducerea la partea care urmează. Deci, cu asta se termină ectenia după antifonul al doilea, cerând cunoașterea adevărului și viața cea veșnică. Păi, cunoașterea deplină, sau cunoașterea cu care a venit Hristos, cu care a început propovăduirea Evangheliei, a fost în predica de pe munte. Cu fericirile. În predica de pe munte a început să le spune fericirile, care nu sunt altceva decât experiența gândirii și trăirii dumnezeiești. Deci ne ia din iureșul lumii, din vălmășala asta, din atracțiile astea de toate felurile și plăcerile, ne bagă în fericirile pe care Hristos le-a spus în predica de pe munte. Ei de aici zice, dacă începe să intrați aici, mă cunoașteți pe mine. Experimentați fericirile, aduceți și gândirea voastră și trăirea voastră la nivelul dumnezeiesc la care să puteți să trăiți viața cea veșnică și împărăția lui Dumnezeu. Cam astea sunt antifoanele, cam astea sunt ectenile cele mici. Amin. Întrebări. A fost cam scurt, așa? Da. Hai să văd întrebări, dacă aveți. De ce oare să citească rugăciune în taină? Rugăciune de taină, am zis, din pricina lungimii. A început să se lungească liturghia, oamenii nu mai aveau atâta răbdare și au zis, hai să le citim în taină. După aceea mai sunt unii care spun că e pentru mistica bisericii, deși foarte mulți părinți spun, nu asta e mistica. Mistica înseamnă adâncirea sufletească de care v-am spus, înăuntru inimii. Nu înseamnă secret față de rugăciune. Rugăciune trebuie să le audă tot poporul, întregul popor. Dar asta din... No, se lungește un pic liturghia, dacă se spune rugăciune cu voce tare. Într-adevăr, e mai lungă. Oamenii nu mai au răbdare. Uitați-vă, ortodoxia n-a scurtat din liturghie. A zis, măi, nu mai aveți atâta răbdare, hai că le zicem cu în taină și noi peste săptămână ne citim în taină. Că trebuie să terminăm să meargă oamenii la serviciu. Da. Dar duminica le citim și în sărbători le citim cu voce tare. Uitați-vă, la catolici, din păcate, i-au făcut agiornamentul, așa se numește, în care tot au trăia din liturghie. Măi, hai că e prea lung, O teatru de la două ore la o oră jumătate, după aia tot e lung. După aia la o oră și acum o jumătate de oră. O păstrare numai esența. Vreți tot tăiat, tot tăiat din el. Da. V-am mai spus, viața domnicească e ca și mămăliga pe foc. Noi trebuie să stăm un timp acolo, să fierbem. De fapt, toate astea nu sunt altceva decât fierberea inimii noastre ca să ajungem să ardem pentru împărăția lui Dumnezeu, să dăm în clocot ca să fie gustoasă unirea noastră cu Dumnezeu. Dacă pui mămăliga să o pui două minute, după aia, hai că sunt fierbânta prea tare, o oprim, pauză. Păi iară mai pui câte 5 minute, iară nu se face mămăliga, nu? Trebuie să fiarbă neapărat. Nu, exact așa e și rugăciunea. Așa e și liturghia. Trebuie să ne aducă sufletul nostru, e greu într-adevăr.
E grea concentrarea noastră. De aia eu spun, dacă n-ai mărit în loc la liturghie, du-te o parte numai. Du-te o jumătate de oră, stai cât poți. Noi nu putem ciunti liturghia, că unii n-au răbdare. Că avem și noi sugestii de felul ăsta, hai mai scurt, mai scurt, mai tăiat, mai, dar prea mult repetați, dar prea mult. Nu putem scurta nici mai. Că ieșim, dacă o scurtăm, nu mai intră nimeni în Duhul ei. E adevărat, acum sunt foarte puțini oameni care intră cu adevărat în Duhul liturghiei, încât la sfârșit să zic că am văzut lumina cea adevărată, nu mai vreau să se gate. Ăsta e scopul liturghiei. Atâta să te ridici în sus spre Dumnezeu, încât să nu mai vrei să te întorci înapoi pe pământ. Să-ți pare rău că trebuie să pleci acasă să mănânci. Nu? Doamne, nu sunt mai gata, doamne, ce înseamnă asta? Noi n-am intrat în Duhul liturghiei. Ne-am adâncit în starea asta de har, în starea de împărăție. Nu trăim împărăția. Da. Ei, aici e lupta noastră. Zicea Sfântul Ioan din Kronstadt și îmi zbura mintea de la rugăciune. Și când îmi dădeam seama, ziceam, suflete al meu, știi cu cine stai de vorbă? Și atunci mă năpădeau lacrimile. Și mă întorceam înapoi și nu mă mai gândeam la nimic pământesc. Nimic pământesc. Este unde o să vorbim la Heruvic. Când o să ajungem, Heruvicul din Sâmbăta Mare zice, să tacă tot trupul omenesc și nimic pământesc să nu mai cugete. Ia auziți. N-ar trebui să ne gândim la liturghie la timp. N-ar trebui să se facă după cronometru. Deloc. Adică, ai, că e adevărat, ăsta e contextul lumii în care trăim. Peste săptămână să mai mergem la serviciu, ne mai bucurăm că mai vin câțiva oameni și peste săptămână la liturghie. Pe primii creștini aveau toată noaptea la dispoziție, v-am mai spus. Nu se grăbeau să termine liturghia. N-aveau starea asta. Nu zic că erau toți desăvârșiți. Nu? Că cu ațipite utihi înseamnă că nici eu nu s-au cufundat prea adânc în liturghie. Că a adormit. Nu? Dacă era, deși acolo era la predică. Predica Sfântul Pavel, știi? Numai că și-o prelungi cuvântul după miezul nopții. Ce înseamnă asta? Păi vreo 3 ore au predicat. Nu. Dar numai utihi a dormit. Bă, noi cred că am adormit toți. Numai utihi. Alte întrebări, completări. Părinte Gelu, te rog. Nu vreau să amestec vinul cu apă. Amestecă. Ziceți și altceva. Dacă nu, prima ce. Fost clare? Data viitoare să vorbim despre antifonul 3, adică fericirile, să antifonul 3 și vohodul. Să vedeți ce e la vohod, ieșirea cu Sfânta Evanghelie. Amin.